Brookhaven era ajunul Crăciunului, iar locuitorii acestui oraș se pregăteau să petreacă această sărbătoare alături de cei dragi. Oamenii își găteau mâncarea favorită, frământau cozonacii, iar acest lucru se întâmpla inclusiv în casa Dariei. Numai că ceva neașteptat s-a întâmplat acasă la Daria. Mamă, ce ai pățit? Te simți bine? Parcă ești un pic cam palidă. Daria, nu mă simt deloc bine, nu știu ce am. Mă simt puțin amețită și îmi vine non-stop să strănut. Cred că am puțină febră. O, nu, mamă, te-a luat gripa chiar în ajunul Crăciunului. Mâine avem atâția musafiri, iar noi nu am apucat să facem nici sarmalele, nici cozonacii, nici peștele. Așa e, Daria, sincer nu știu cum o să mă descurc cu toate azi, însă trebuie să le facem. Trebuie să mâncăm ceva mâine, când e Crăciunul și vom avea atâția musafiri. Nu, mamă, nu! Tu trebuie să te odihnești ca mâine să te simți bine. Știi ceva? Te voi ajuta eu. Mă vei ajuta tu, Daria? Trebuie doar să-mi spui ce trebuie să fac și voi face. Cât de greu e să faci niște cozonaci? Țin minte că am ajutat-o pe bunica anul trecut și au ieșit niște cozonaci nemaipomeniți. Faci tu asta pentru mama, Daria? Sincer, ai dreptate, chiar am nevoie de puțină odihnă să nu ajung acum la spital în ajunul Crăciunului. Mulțumesc, Daria, de îndată ce o să mă simt mai bine, mă voi trezi, voi coborâi și te voi ajuta. Aceasta este lista cu ingredientele și cu rețeta pentru cozonaci. Dacă pui gramajul și respecti rețeta, cozonacul va ieși perfect. Iar aceasta este lista pentru sarmale. Dar e suficient să faci doar cozonaci, mă voi ocupa eu de sarmale când mă voi trezi. Voi dormi doar câteva ore să-mi revin. Mulțumesc mult, Daria! Știam că pot să mă bazez pe tine. Șef, Daria intră în acțiune! Mama se bazează pe mine, așa că trebuie să fac cel mai bun cozonac din lume, pentru că tot se bazează pe mine. Mâine vine bunica în vizită, prietenii de familie, colegii de la școală vin la colindat. Îi voi servi cu cozonac făcut de mâinile mele. Trebuie să citesc ce ingrediente sunt necesare să faci un cozonac. Ouă, lapte, drojdie. Trebuie să verific dacă avem ouă, lapte, drojdie. Un laptele și ouăle se țin în frigider? Super, avem! Acum trebuie să văd dacă avem drojdie. O, nu, nu am drojdie. Va trebui să merg să cumpăr de la magazin până nu se închide magazinul, că azi are program scurt. Nu, ce mă fac acum? Se pare că Daria a ajuns prea târziu. Magazinul era deja închis. Trebuia să mă fi trezit mai devreme că am nevoie de drojdie. Până cu 3 minute după ce s-a închis magazinul. Păcăiești un bilet aici. Sărbători fericite tuturor! Magazinul va fi închis până în data de 27. Angajații noștri au nevoie și ei de un concediu. Trebuia să vă treziți să vă faceți cumpărăturile până astăzi. Are dreptate! Asta e, e vina mea! Dar acum ce fac? Am nevoie de drojdie! Nu se poate, nu renunț! Voi face cozonacul ăla chiar dacă e ultimul lucru din lume pe care îl voi face azi. Abia aștept să ajung acasă, deja se răcește. Uite-o pe vecina, gătește și ea, probabil își face cozonacii. Ea a fost conștiincioasă și s-a dus la magazin la timp și și-a făcut rost de drojdie de făină. Știu, poate are și pentru mine. Ce-ar fi să bat la ușă? Vin imediat! Bună, Daria! Cu ce te pot ajuta? M-ai prins fix când frământam cozonacii, sunt plină de făină. Bună, Lydia! Uite, sunt disperată, am nevoie de ajutor. I-am promis mamei că voi face eu cozonacii anul acesta. Numai că nu am drojdie și făină. Și făină am puțină. Ai avea să-mi împrumut puțină drojdie și puțină făină să fac și eu niște cozonaci? Mâine avem foarte mulți musafiri, iar mama se simte foarte rău, se bazează pe mine. Bineînțeles, Daria! Am luat foarte multă drojdie și foarte multă făină. Am luat și ouă în plus. Ți le dau ție. Eu Crăciunul ăsta voi fi plecată. Eu nu voi fi acasă Crăciunul ăsta, dar totuși o să fac un cozonac, pentru că mie și prietenului meu ne place. Așa că restul ingredientelor oricum s-ar fi stricat. Așa că bine că ai venit și le voi da ție cu mare drag. Merg să ți le aduc. Poftim, Daria, ți-am pus aici tot ce-ți trebuie. De la lapte, ouă, făină, praf de copt, ai și nucă. Wow, Lydia, mulțumesc! Ești un înger! Oare cum aș putea să te răsplătesc? Sincer, ai putea să mă ajut cu ceva, Daria. Sigur, orice! Eu și prietenul meu plecăm la o pensiune anul acesta. Și n-am cu cine să las cățelul. Săracu, se va simți atât de rău dacă va sta singur acasă. Mă gândeam să-l duc la o pensiune pentru căței, însă e foarte scumpă. Așa că aș vrea să te rog pe tine dacă vrei să ai grijă de cățelul meu câteva zile până mă întorc de la pensiune. M-ai ajutat să economisesc niște bani, Daria. Știu că tu ai avea foarte mare grijă de el. La tine ar
fi mai bine îngrijire decât la pensiunile pentru căței. Glumești? Îl ador pe Rexy. Mereu când ești cu el în parc, mă joc și eu cu el. Mi-ar plăcea să stea la mine o săptămână. Sau până te întorci tu de acolo. Mulțumesc, Daria, m-ai salvat. Mă duc să-l aduc. Gata, mami. Te vei duce la Daria și vei sta câteva zile. Până vă mă voi întoarce, va fi totul bine. Vei fi pe mâini bune cu Daria. Bună, Rex! Ne vom distra de minune! Gata, Rex! Aici va fi culcușul tău. Canapeaua va fi a ta. Eu mă duc să fac cozonacul. Să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. Ei bine, Daria a frământat aluatul, apoi l-a lăsat câteva ore la dospit. Munca e pe jumătate gata. Acum trebuie să iau o pauză și să merg la baie. Am nevoie la toaletă. Cât timp Daria a stat la baie, noul musafir din casă a confundat aluatul pentru cozonac cu o jucărie. Așa că până să vină Daria, cățelușul a împrăștiat aluatul peste tot prin casă. O, nu, Rexy, ce faci acolo? Ăla nu e jucărie, Rexy! Trebuia să-mi fi spus că vrei să te joci, Rexy. Îți dădeam jucării și mă jucam cu tine. Așa ai distrus aluatul pentru cozonac. Și m-am chinuit atâta să-l fac. Eh, nu-i nicio problemă. Haide să ne jucăm puțin. Bine că Lydia mi-a dat foarte multe ingrediente pentru cozonac. Voi face din nou unul. Iar de data asta îl voi pune la dospit în camera mea. A început să se lase noaptea, iar Daria era presată de timp. Oh, nu, se va face noapte. Trebuie să mă grăbesc să aibă timp cozonacii să se dospească și să se coacă în cuptor. Trebuie să fac și curat. Trebuie zahăr. Oare unde-i zahărul? E în același dulap cu sarea. Aici era. Am pus un pic mult zahăr. Sper să nu se simtă. Daria a lăsat de această dată oala la dospit în camera ei. Aici va fi în siguranță. Rex nu va mai găsi oala aici. Va trebui să stea câteva ori la dospit, apoi voi face cozonacul, îl voi umple cu nucă și îl voi pune la copt. Acum trebuie să aștept până ce cozonacii se vor coace, iar mâine oaspeții vor fi bucuroși să guste din cozonacul făcut de mine. Daria a scos cozonacii din cuptor. În bucătăria Dariei era un miros incredibil. Minunat! Acum o voi pune să dorm. Sunt atât de obosită. Ziua de Crăciun. Sunt atât de emoționată. În sfârșit a venit Crăciun. Trebuie să mă pregătesc. Musafirii vor fi aici în orice moment. Daria, coboară, te rog. Vin acum, mamă. Sunt curioasă. Oare ce părere are mama despre cozonacul pe care tocmai ce l-am gătit? Wow, mamă, ce frumoasă ești. Îți stă foarte bine în ținuta asta. Mulțumesc, scumpă. Miroase atât de bine în bucătărie. Cu siguranță cozonacul va fi atât de bun. Sunt sigură că va fi bun, mamă. Te simți mai bine? Mai ești răcită? Daria, să știi că ai avut dreptate. M-am odihnit, am băut ceaiuri și acum mă simt mult mai bine. Zici că nici nu mi-a fost rău vreodată. Acum trebuie să ne pregătim. Musafirii vor veni de îndată. Adică bunica și mătușa și verișoara, așa-i? Exact, bunica va veni cu sarmalele. Ea s-a ocupat de sarmale, iar tu te-ai ocupat de cozonaci. Am avut pe cine să mă bazez de acest Crăciun. Hai că am ajuns, să batem la ușă. Primiți cu colindu? Cred că au venit, mamă! Bunico, mătușă, verișoară, intrați! Bună, Daria, surioară! Bună, Daria! Până mâncăm, sarmalele astea trebuie puse la rece. Vai, dar ce bine miroase aici! Cineva a făcut cozonaci? Ați fost foarte harnice! Crăciun fericit tuturor! Crăciun fericit, mamă, surioară, nepoțică! Haideți, intrați! Trebuie să vă spun că Daria este responsabilă pentru cozonac. Este meritul ei că avem acum cozonac. Mie mi-a fost rău toată ziua, însă mi-am revenit acum. Haideți să ne așezăm la masă. Au fost extrem de bune sarmalele, bunico. Acum mă duc să aduc cozonacul, abia aștept să-l încercăm. Poftă bună tuturor! Sper să vă placă cozonacul meu. Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Vai de mine, ce e asta? Cozonac sărat, n-am mâncat în viața mea. Ce ne dai, Daria, să mâncăm? Cozonac cu sare în loc de zahăr? Ce-ai făcut? Oh, nu, e numai vina mea. M-am grăbit aseară să frământ aluatul, să aibă timp cozonacul să se dospească. Și-am confundat zahărul cu sarea și-am pus sare în loc de zahăr. Nu pot să cred, e un dezastru. Crăciunul ăsta e un dezastru din cauza mea. Nu avem desert. Cât m-am străduit eu să fac cozonacul și până la urmă tot rău a ieșit. Daria, nu te mai stresa, scumpă. Ai avut puțin timp la dispoziție. Norocul tău e că a făcut și bunica un cozonac foarte, foarte bun. Pe lângă sarmale am strecurat acolo și doi cozonaci. Nu v-ați uitat? Serios, bunico? Ai adus tu doi cozonaci?
Am adus și eu doi cozonaci, așa că nu te mai stresa. Daria, nu mai fi tristă. Până la urmă, Crăciunul nu este despre cozonaci, despre cât de buni sunt sau despre cât de multă mâncare avem pe masă. E despre timpul pe care îl petrecem în familie și despre veselia pe care ne-o aducem unii altora. Ai dreptate, mătușă! Dacă nu mi-au ieșit cozonaci, asta nu înseamnă că acest Crăciun este distrus. În plus, noroc cu bunica că ne-a salvat desertul. Crăciunul ăsta este perfect! Crăciun fericit tuturor! Era ajunul Crăciunului, iar oamenii în Brookhaven se pregăteau să-și facă unii altora cadourile. Nici acasă la Angela lucrurile nu stăteau altfel. Angela și familia ei se pregăteau în mod normal pentru Crăciun, făcându-și cadouri unii altora. Însă la ei acasă nu era totul numai lapte și miere. Ceva rău parcă s-a întâmplat. Mama Angelei era destul de supărată în ajunul Crăciunului. Ceva o nemulțumea, însă oare ce? Mama, ce s-a întâmplat? De ce ești atât de supărată? E ajunul Crăciunului! Mâine o să primim cadouri, vei primi și tu, te ești obosânflată! E totul în regulă! Angela, mamă, îmi pare rău că sunt supărată și că poate te influențez și pe tine și pe Rebecca. Însă am o zi foarte, foarte proastă. Mi-am distrus singură rochia pe care trebuia să o port de Crăciun. A, mama, de ce-i face una ca asta? De ce ți-ai distruge intenționat rochia? Te simți bine? Ești foarte stresată, nu mai știi ce faci? Am vrut să o calc, scumpă, și o secundă de neatenție m-a costat acea rochie. Am uitat fierul de călcat pe rochie. Cât timp am venit să verific sarmalele. Rochia a fost arsă. De ce nu te duci să-ți cumperi una nouă? Sunt sigură că rochii ca alea se găsesc la toate colțurile, prin toate magazinele. Angela, rochia aia e foarte, foarte rară. Abia am găsit-o într-un magazin de la Eftopia când am fost cu tatăl tău în concediu. Era singura din acel magazin. Rochie ca aceea nu voi mai găsi nicăieri. Cel puțin nu în Brookhaven. Și la Eftopia era ultima de atunci. Probabil că nu se mai fac. Îmi pare rău, mamă. Va trebui să te îmbraci cu blugi și cu o bluză normală sau o cămașă. Sau să-ți iei o altă rochie din dulap. Bine, Angela. Mulțumesc pentru grijă. Acum du-te și ajută pe sora ta la curățenie. Își face curățenie în cameră. După ce termină în camera ei, veți merge în camera ta. Nu poate să mă ajute doar ea pe mine? Angela, ce-am vorbit despre ajutorul reciproc? Bine, bine, era doar o glumă, mă duc acum. Bună, Rebecca, ce faci? Bună, Angela, mă gândeam cum să împachetez cadoul mamei. Ah, că veni vorba, ce ai cumpărat mamei? Dar tu ce ai cumpărat mamei? Zi tu prima, eu te-am întrebat. Bine, îți zic, i-am cumpărat o cană. Și eu i-am cumpărat o tocană, dar sunt sigură că... Ce am cumpărat eu e mult mai frumos. Asta este cana mea pentru mama. Am cumpărat-o de la un magazin. Am economisit mult să-i cumpăr cadouul ăsta mamei. Are termos, îi păstrează căldura. Mama o poate lua și la lucru. Hai să te vedem cum bați tu cana asta. În niciun caz n-ai luat o cană atât de șmecheră. Rebecca, ai luat o cană exact ca a mea. Și a mea are termos. Asta e cana pe care am primit-o de la bunica anul trecut, dar n-am folosit-o. Era nou-nouță. Nu vine să cred că avem același cadou. Nu vine să cred. Ești incredibil, Angela. Eu m-am chinuit, m-am dus în toate magazinele să-i cumpăr mamei un cadou frumos și tu doar i-ai dat un alt cadou pe care l-ai primit de la bunica, nu-i corect deloc. Acum avem amândouă același cadou. Mama va crede că i-am luat ce-am găsit în primul magazin. Asta nu mai din cauza ta. Ai dreptate, nu trebuia să fac asta. Trebuie să merg să-i cumpăr alt cadou mamei. Păi să faci bine să-i cumpere altceva mamei. Eu chiar m-am chinuit să-i cumpăr această cană. Nu ne putem duce amândouă cu același cadou. Voi merge la magazin și voi lua ceva mult mai tare. Gata, am terminat treaba. Mă duc și eu să petrec Crăciunul alături de familie. M-am săturat să vând atâtea haine, mai ales acum de Crăciun a fost nebunie. Dar, domnișoară, tu acum te trezești să vii să cumperi cadou cu 3 ore înainte de Crăciun? Da, știu, e vina mea. Mă simt suficient de prost. Nu mă face să mă simt și mai prost de atât. Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Păi și eu ce fac acum? De unde-i cumpăr cadou mamei? Nu știi, mai e ceva deschis? Nu mai e nimic deschis acum. Toate magazinele sunt închise. Vreau să fi cumpărat până acum. La revedere, Crăciun fericit! Sunt atât de tristă. Cred că niciodată nu i-am dat mamei un cadou mai rău de atât. Acum ce mă fac? Vai, ce fric s-a făcut! Cred că ar trebui să merg să mă încălzesc la o cafenea să-mi iau un ceai. O să intru la Starbucks pentru că e foarte, foarte aproape.
acest ceai mă mai încălzește. A, uite-o pe Daria. Bună, Daria! Ce faci? Bună, Angela! Uite, am venit să-mi iau o cafea. Am terminat acum toate pregătirile pentru Crăciun. Vai, cât de tare a început să ningă, nu-mi vine să cred. Dar de ce ești așa morocănoasă, Angela? Va veni Crăciunul în curând. Ce s-a întâmplat? E totul bine? Of, Daria, sunt atât de tristă. Anul ăsta nu m-am chinuit deloc cu cadourile de Crăciun. Eu și sora mea avem exact același cadou pentru mama, o cană termos. O cană termos? Vai de mine! Dar altceva nu ai găsit să-i cumperi mamei tale? Sunt atâtea lucruri pe care probabil și le dorește. Puteai să iei tu o cană termos, iar sora ta altceva. Știu, Daria, nu mă mai certa și tu, mă simt destul de prost. Mai bine nu-i mai dau mamei niciun cadou. Nu cred că e o idee foarte bună. Mai bine îi dai același cadou. Sau mai bine te ajut eu. Am un cadou în plus pentru mătușa mea. Însă mătușa anul ăsta nu mai vine la noi. A prins o gripă și nu mai poate pleca din Liftopia. Ți-aș putea da cadoul, însă nu știu dacă o să-ți placă. Vrei să vii la mine să-l vezi? Daria, ești salvarea mea, o să vin. Și ce cadou ziceai că ai, Daria? Acesta este cadoul pe care l-am pregătit mătușii. Însă chiar nu am cum să îl dau, pentru că pe mătușa o vedem doar de Crăciun și de Paști. E prea târziu să îl dau de Paști. Atunci o să-i cumpăr altceva. Nu știu dacă îi va place mamei tale sau dacă o să îi se potrivească, însă doar cu asta te pot ajuta. Deschide cadou și uită-te în el. E o roche, o roche de Crăciun. Seamănă cu ceva ce a avut mama. Dar mi se pare incredibil, e fix mărimea pe care o poartă mama. De unde ai știut? E fix mărimea pe care o poartă mătușa. Se pare că mama ta și mătușa mea au aceeași mărime la haine. Deci, ce zici? Vei lua acest cadou? Bineînțeles, Daria, mulțumesc, m-ai ajutat. Acum, în ajunul Crăciunului, când toate magazinele sunt închise, numai tu m-ai scos din asta. Mă bucur că am fost de folos. Vă că ți-ai făcut rost de cadou, Angelo. Ce-ai mai găsit tu deschis în ajunul Crăciunului? E o cutie cu un mare nimic înăuntru? Te-ai gândit să nu-i mai dai cadou mamei? Sau o să-i dai aceeași cană ca mine? Lasă tu glumele, Rebecca. O să vezi tu ce i-am luat cadou mamei și nu e treaba ta cum am făcut rost de cadou. Fetelor, nu pot să cred! Mi-ați luat cadou, dar nu trebuia să vă deranjați. E, nu trebuia. Fetelor, Crăciunul nu e neapărat despre cadouri, despre mâncare multă, e despre timpul petrecut alături de cei dragi. Dar dacă tu mi-ați luat cadourile, dați să văd ce mi-ați luat. Bine, Rebecca, du-te tu prima. Deci ce spui, mamă? Îți place? Rebecca, nu pot să cred, o cană termos. Exact ce-mi doream. Bine ar fi fost dacă îmi luai două căni termos. Una vreau să o duc la lucru și una să o țin acasă. De unde ai cumpărat-o? Vreau să mai cumpăr una. Ce? Voi ai două căni? Deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred, puteai să-i dai și tu mamei cana, că nu se supăra, ba chiar avea nevoie. Tu te chinui prin tot orașul să faci rost de un cadou nou. Nu mai râde, Rebecca. Mama va adora noul meu cadou. Mamă, poftim! Asta este pentru tine. Deci, Angela, nu-mi vine să cred așa ceva. Este exact rochea pe care am ars-o cu fierul de călcat. Unde ai găsit-o, Angela? Nu credeam că se fabrică rochii ca astea în Brookhaven. Abia am găsit-o în Liftopia. M-am plimbat în toate magazinele și n-am găsit-o. Credeam că nu o să am rochiță pe care s-o port de Crăciun. Dar m-ai salvat, scumpă. Ba, chiar asta e, știam. Știam că asta e rochița pe care ai ars-o. Și m-am chinuit mult, mamă, să o găsesc. Pot să zic de unde am cumpărat-o. E secret. Vezi, Rebecca? Acum cine a dat cel mai tare cadou? Nu pot să cred. Chiar am căutat mamei o rochie ca aia, dar n-am găsit nicăieri. Angela, de unde o ai? Fii sinceră. E, moșul niciodată nu-și divulgă secretele. Fetelor, nu mai fiți într-o competiție continuă. Nu facem aici concurs cine aduce cadou mai frumos decât cine. Ambele cadouri sunt superbe și sunt minunate. Voi folosi cu drag cana termos pe care mi-ai dat-o, Rebecca. Iar mâine voi îmbrăca această rochie de la tine, Angela. Ambele cadouri sunt frumoase, însă nu asta e important. Important este că suntem împreună în seara de Crăciun. Poftim, fetelor! Ăsta este cadoul vostru. Sper să vă placă! Mulțumim, mamă! Crăciun fericit! Crăciun fericit, mamă! Crăciun fericit, Angela! Mersi, Rebecca! Crăciun fericit și ție! Nina, draga mamei, de ce ești atât de tristă? E ajunul Crăciunului, mâine va fi Crăciunul. Mâine vin toate rudele noastre din Germania în vizită. E motiv de fericire, te vei revedea cu verișorii tăi. Poate o să vină Moș Crăciun. Dar știi care e cea mai mare
bucuria copiilor de vârsta ta, nu? Că primesc cadouri în noaptea de dinaintea Crăciunului de la Moș Crăciun. Da, mamă, și unde primesc aceste cadouri? Copiii le primesc sub brad. Care brad? Noi nu avem brad în casă. Ai fost atât de ocupată cu pregătirile ca să-ți impresionezi rudele, mamă, încât ai uitat să cumperi brad. Ei, lasă, nu e lumea asta că nu avem un brăduleț în casă. Uite, dacă e atât de important pentru tine, o să mergem la magazin să cumpărăm un brad. Normal că e important, mamă. Unde-mi lasă Moș Crăciun cadourile? Dacă nu o să găsească bradul, nu o să mi le lase nicăieri. O să plece la alți copii care au brad. Nina, nu cred că funcționează așa. Dar dacă pentru tine este atât de important să avem un brad în casă, vom merge după ce termin de împachetat aceste sarmale. Îmi place ploverul tău, de unde l-ai? Chiar îți place, mamă? L-am primit de la Daria, mi l-a făcut cadou când am făcut Secret Santa la școală. Eu i-am făcut cadou Angelei și Daria mi-a făcut mie cadou. Noroc cu ea, am și o hăinuță de Crăciun. Bine, mamă, te aștept să gați sarmalele și vom merge la magazin să cumpărăm un brad. Ei bine, când au ajuns la magazin, Nina și mama ei au avut parte de o surpriză destul de neplăcută. Trebuia să ne dăm seama că în ajunul Crăciunului totul va fi închis, scumpo. Nu-mi vine să cred, magazinul e închis, nu avem cum să mergem să cumpărăm brad. Gata, s-a zis și cu cadoul meu de Crăciun. Moșul nu o să-mi lase niciun cadou pentru că n-are unde să pune cadourile, n-are brad. Scumpo, îți faci prea multe griji. Sunt sigură că Moș Crăciun va găsi o modalitate să-ți lase și ție cadourile. E un tip inteligent, nu-i așa? Acum hai să mergem acasă să o ajuți pe mama să facă cozonac. Între timp, noaptea s-a așternut asupra orașului Brookhaven, iar oamenii se pregăteau de culcare. Moș Crăciun nu venea decât în momentul în care toată lumea dormea. Nina, m-ai ajutat destul, scumpo. Este timpul să te duci la culcare, deja e foarte târziu. Moș Crăciun ar putea sosi în orice moment. Și tu trebuie să dormi. În regulă, mamă, voi merge să mă pun să dorm. Dar sunt sigură că nu va veni niciun moș. Eu zic să fii mai optimistă. Sunt sigură că moșul va veni și la tine. Doar ai fost un copil foarte ascultător și foarte cu minte. Cum spui tu, mamă? Noapte bună! Nina s-a pus să doarmă, fiind convinsă că moșul nu va ajunge și la ea în seara asta. Iată care este prima casă la care ne vom opri, elfule! E o casă foarte mare! Hai să vedem ce și-a dorit acest copil! Ce ție și cu casele moderne? Nu mai au nici măcar un horn pe care să te chinui să intri în ziua de azi. Așa e, moșule! Acum hai să ne grăbim! Avem foarte mulți copii la care trebuie să le lăsăm jucăriile! Dar nu găsesc bradul! Unde-i bradul în casa asta? Unde las eu jucăriile acum? Fetița care locuiește aici a dorit să primească de Crăciun o chitară. Sunt sigur că și-ar fi dorit să aibă și un brad. Așa că, haide, elfule, să-i împodobim noi un brad dacă ea nu are. Desigur, moșule! Dar unde vrei să facem bradul? Asta e imensă. Cu siguranță vom găsi un loc în care să facem bradul. Cred că această chitară va fi potrivită pentru ea. Acum, haide să plecăm. Misiune îndeplinită la această casă. Angela, mamă, poate ar fi momentul să te duci la culcare. Doar știi foarte bine, moșul nu vine decât atunci când copiii dorm. Nu vrea să fie văzut, e mai timid. E, anul ăsta nu prea scapă, mamă. Îl voi prinde eu. Angela, deja e foarte târziu. Trebuie să te pui să dormi. Mâine vor veni colindătorii, vor veni rudele în vizită. Vom merge și noi în vizită la bunica, la mătușa. Trebuie să vină și moșul. Nu vrei să fii obosită chiar în ziua de Crăciun, nu-i așa? Așa e, mamă. Mă voi duce în pat, dar nu voi adormi. Voi sta trează până ce voi auzi că vine moșul. Oare pe la ce oră vine? Nu mai știi pe la ce oră a venit anul trecut. Angela, o să mă pun și eu să dorm. Moșul vine în momentul în care toată lumea din casă doarme. În plus că sunt foarte obosită la cât am frământat la cozonacii ăia. Bine, mamă, mă duc în camera mea. Ei bine, Angela s-a dus în camera ei, s-a pus în pat, însă s-a chinuit să nu adoarmă, ca să-l audă pe moșul când vine și să-l poată cunoaște. Trebuie să-mi țin ochii deschiși, nu care cumva să adorm. Anul ăsta moșul mă va cunoaște. Voi vedea și eu în sfârșit cum arată Moș Crăciun. 2 ore mai târziu. Of, și moșul ăsta nu mai vine odată. Mi-e atât de somn. Se face dimineață și el încă nu a ajuns. Chiar sunt ultima din oraș la care vine.
Deja sunt prea obosită. O să mă pun să dorm. Vă că n-a venit. A, ce se aude? A, cine e acolo? Cineva încearcă la ușă? A fi vreun hoț? O, nu, dacă suntem jefuite chiar înainte de Crăciun. Eu ce mă fac? Mama și sora mea deja dorm. Trebuie să mă duc să le protejez. Cine e acolo? Rebecca și mama văd că sunt în siguranță. Sunt aici și dorm. Aoleu, ăsta e cel mai mic hort pe care am intrat vreodată. Haide, moșule, mai e foarte puțin. Lăsăm cadouul și plecăm. Văd că familia asta și-a împodobit bradul. Gata, am ajuns și eu într-un final. Oamenii ăștia își fac hornurile tot mai înguste. Abia de mai încap în ele. Ce se aude? Nu pot să cred, e moșu. Am reușit, n-am stat trează degeaba. Chiar a venit. Oare ce mi-aduce? Mi-aduce ce am scris în scrisoare? Moșule, aici locuiesc două fetițe. Am pregătit aici cadou pentru Angela și pentru Rebecca. Ce s-a auzit? Cine e acolo? Au, mă doare. M-am împiedicat la lift. Angela, tu nu dormi? Dar nu știi că moșul vine doar atunci când copiii dorm? A, bună. N-am avut somn. Am venit să-mi iau un pahar cu apă. Ce mi-ai adus și mie și Rebecca-i? V-am adus un cadou special. Însă trebuie să promiți că nu spui nimănui că m-ai văzut. Bine, promit, moșule. Cu ce ai venit? Cu Sania, cu Ren? Exact, Sania mă așteaptă pe acoperiș. Însă, Angela, trebuie să-mi promiți că nu vei deschide cadoul decât mâine dimineață. Bine, promit, moșule. Nu-mi vine să cred că te-am văzut. Acum trebuie să te duci să dormi, Angela. Iar mâine dimineață vei deschide împreună cu sora ta cadourile. Haide, moșule, e timpul să plecăm. Am reușit să-l văd pe moșu. Acum mă voi duce să mă pun să dorm. În sfârșit e ajunul Crăciunului. Moșul trebuie să sosească în orice moment, iar eu nu o să-l ratez și anul ăsta. Mi-am pus un sac de dormit chiar lângă brad. În momentul în care moșul va ajunge să pune cadoul sub brad, eu mă voi trezi de la zgomot, clar îl voi auzi. Eu mă trezesc de la orice zgomot. Apoi nu mă trezesc când vine un moș mare pe horn, cu renii, cu elfii săi. Categoric mă trezesc. Gata, am stins lumina, iar acum mă voi pune să dorm. Nu a trecut mult timp și Daria a adormit, însă era convinsă că zgomotul pe care o să-l facă moșul o va trezi din somn, iar Daria va putea să-l vadă. Însă Daria avea un somn atât de profund. Acum la fetița asta pe care o cheamă Daria. În sfârșit are un horn destul de mare pe care încap și eu. Aoleu, nu e atât de mare cum am crezut. Bine că am ajuns până la urmă. Oare unde are brad fetița asta? Să sperăm că ea are brad. Iată bradul. S-a pus să doarmă lângă brad, crezând că se va trezi. Și ea a crezut că va face cunoștință cu mine în seara asta. E de ajuns că m-a prins un copilaș. Bine, măcar că doarme atât de profund încât nu s-a trezit. Ia să vedem scrisoarea ta, Daria. Tu ce ți-ai dorit? Interesant. Fix ce am în rucsac. E cadoul perfect pentru tine. Acum mai am un singur copil la care trebuie să-i livrez cadoul și apoi pot să intru și eu în concediu. Puțin și va veni moșul. Iubesc seara de dinainte de Crăciun. E atât de târziu, mama deja s-a pus să doarmă. Și e atât de relaxant să stai în casă. Mi-aș dori ca măcar anul ăsta să-l prind pe moșu. În niciun an nu l-am prins. Angela și-a propus să stea trează noaptea asta. Oare a reușit? Oare a făcut cunoștință cu moșu? Sau probabil a adormit. Așa că mă voi duce în camera mea și când voi auzi că va veni moșul, voi coborâ să văd cine e și voi face cunoștință cu el. Am stat până târziu așteptându-l pe moșul. În casă era atât de cald și bine, încât am adormit de îndată ce am închis ochii. N-am mai știut nimic, n-am mai auzit nimic, nu l-am auzit pe moșul, pur și simplu m-am trezit a doua zi.
Bună dimineața, draga mea! Nu cobor să vezi ce ți-a adus moșul! În locul tău n-aș mai avea răbdare! Abia aș aștepta să deschid cadourile! Nu pot să cred! Deja e dimineață! Te-ai pus să dormi atât de târziu, așa-i? Ai crezut că-l poți prinde pe moșu! Ai fost foarte obosită! Haide, să mergem să vedem ce-ai primit! Nu-mi vine să cred! Parcă m-am pus să dorm acum 2 minute! Când a și trecut noaptea? Wow, nu pot să cred! Câte cadouri sunt aici! Mamă, tu le-ai deschis pe al tău? Nu, scumpă, chiar m-aștepta pe tine! Haide să vedem ce e înăuntru! Deja sunt curioasă, e ceva foarte greu aici! Mi-a adus o geantă, exact cum mi-am dorit! Îți vine atât de bine, e atât de frumoasă! Acum e rândul meu! E o pătură! E atât de moale și pufoasă! Îmi va ține de cald! Exact ce mi-am dorit! Crăciun fericit, scumpă! Haide să pregătim masa, în curând va veni tatăl tău, în curând va ajunge și Victor, mama lui Victor, Elena și Albert. Haide să pregătim masa de Crăciun. Nu-mi vine să cred, am adormit. Nu l-am prins pe moșul nici anul ăsta. Poate am o șansă mai mare la anul. Acum ia să vedem ce mi-a adus moșul. Mor de nerăbdare să deschid acest cadou. Nu pot să cred exact ce mi-am dorit. O fundiță de păr și o carte. Trebuie să-i arăt și mamei, care încă nu s-a trezit. Mamă, trezește-te! N-o să-ți vină să crezi ce mi-a adus moșul! Vai, deci nu pot să cred! I-am cerut moșului mâncare ca să nu mai gătesc de Crăciun! Și exact asta mi-a adus! O grămadă de bunătăți! Deci nu pot să cred! Acum e rândul meu! Nu pot să cred că l-am văzut pe moșu! Angela, tu vorbești serios? Chiar l-ai văzut pe moșu? Dar Rebecca, tu și mama dormiați! Îți auzeau zgomote jos! Așa că m-am ridicat din pat și am venit repede să văd ce se întâmplă! Moșul mi-a zis să nu zic nimănui că l-am văzut, așa că să nu zici nici tu nimănui că ți-am spus. Apoi m-a rugat să nu deschid cadou decât a doua zi. Abia aștept să văd ce am primit. Am primit haine, exact ce mi-am dorit. Un fular și o căciulă nouă. Rebecca, e rândul tău, ce-ai primit? Exact ce mi-am dorit. Un ghiozdan nou, îmi vine atât de bine. Haideți la masă, fetelor. Mi-am podovit un brad și mi-a lăsat și un cadou. Mama a avut dreptate. Moșul chiar a găsit o cale să-mi lase un cadou, chiar dacă n-am avut timp să facem bradul. Oare ce-am primit? Mor de nerăbdare să-l deschid. Am primit o fustă de Crăciun care îmi vine atât de bine. Nu vine să cred, am primit o rochie și o chitară. Moșul a știut că vreau să devin cântăreață, să-mi fac propria trupă și să cânt la chitară. Nu vine să cred, sunt atât de fericită și cu rochia asta îmi stă atât de bine. Mama a avut dreptate. Până la urmă, moșul a fost un tip inteligent și a găsit o cale în care să-mi lase cadourile sub brad. A făcut el însuși un brad. Mami, trezește-te, nu o să-ți vină să crezi ce-am primit. Fetelor, voi ce v-ați gândit să faceți de Crăciun? Eu voi merge la o petrecere exclusivistă. Am 2 invitați, adică pot să mai iau pe cineva cu mine. Angela, ce zici? Vrei să vii și tu? Vai, Nina, ce onoare! Bineînțeles că vreau să vin! Ai observat că bluza noastră arată la fel? Ne-am asortat! Vai, dacă de bine vă înțelegeți voi în ultimul timp! Eu încă nu m-am gândit ce o să fac de Crăciun. Probabil voi sta acasă alături de mama și de familie. Daria, ești invitată să vii la mine dacă vrei? Aș invita-o și pe Angela și pe Nina, dar văd că ele deja și-au făcut planuri, așa că poate vin a doua zi la mine, după ce se termină petrecerea. A doua zi probabil ne recuperăm. Ne vor durea picioarele la cât o să dansăm și ne vom simți bine. Așa e, Angela, nu uita că e o petrecere exclusivistă, o petrecere foarte importantă, așa că îmbracă-te elegant. La noi va fi ceva mai relaxat, dar ea poți să vii și în pijamale. Vom sta la TV, vom mânca fursecuri cu scorțișoară, cozonac, vom depăna amintiri de când eram la grădi. Sună foarte bine! Mama a făcut cozonac și a zis să-ți aduc și ție. Abia aștept să vin la tine de Crăciun. Angela, mamă, eu voi merge la mătușa ta. Rebecca e încântată, ea așteaptă să o vadă. Eu zic să vii și tu. Mergem toate acolo, mâncăm cozonac, niște sărmăluțe, puțină salată de beof. Mamă, dar nu mi-am pierdut mințile. Cum să merg la mătușa, loc să merg la petrecerea exclusivistă cu rochii frumoase pe care organizează una dintre prietenele bogate și influente ale Ninei? Normal că o să merg la petrecerea Ninei, i-am promis deja, mamă. Angela, înțeleg că îți dorești să petreci altfel Crăciunul. Cu siguranță eu și Rebecca ne vom simți foarte bine acolo. Bine, mamă, fă ce vrei, du-te la mătușa.
Apropo, îți stă foarte bine cu pulloverul ăsta și mă bucur că ți-ai schimbat și tu freza. Serios? Chiar zici că îmi stă bine? Sora ta a zis că am exagerat cu părul, că nu trebuia să mi-l prind. Dar mie îmi place foarte mult cum arăt. O mică schimbare chiar de Crăciun nu strică. Nu pot să cred, mă sună Nina. Probabil vrea să discutăm despre rochile pe care le vom purta la petrecerea de Crăciun. Alo, bună Nina. Bună Angela, legat de petrecerea de Crăciun la care trebuie să mergem. Abia aștept să mergem, să ne machiem. Vi la mine să ne machiem. Eu o să-mi iau o roche verde, tu ia o roche roșie, să ne potrivim, un roșu cu alb. Angela, oprește-te. Am răcit foarte tare, am prins gripa chiar acum înainte de Crăciun. Nu o să mai putem merge la nicio petrecere. Cum? Dar ai două invitații. Nu se poate să nu mai mergem. Pare rău, Angela, dar trebuie să mergi neapărat cu mine, n-ai cum să mergi singură. Sunt sigură că îți găsești altceva de făcut de Crăciun. Doar ai atâția prieteni, nu-i așa? Vorbim mai târziu, trebuie să-mi iau medicamentele. Dar stai, Nina, alo! Nu pot să cred, am chis! Și acum ce mă fac? Am refuzat toate invitațiile de Crăciun ca să merg la petrecerea asta cu Nina și acum am ales baltă de răcită. Asta e, voi merge cu mama și Rebecca la mătușa mea. Chiar dacă nu mă înțeleg atât de bine cu verișoara, decât să stau singură de Crăciun în casă. Mamă! Rebecca! Haide, Rebecca, să mergem! Mătușa ta ne așteaptă și avem un drum foarte lung până la ea. Angela nu va veni cu noi, merge la nu știu ce petrecere foarte importantă. Așa că va trebui să petrecem Crăciunul fără ea, e alegerea ei. Acum grăbește-te, te aștept la mașină. Mamă? Rebecca? M-am răzgândit? Voi veni și eu cu voi. Mamă, unde sunteți? Of, să nu-mi zici că au plecat, mi-au lăsat un bilețel aici. Ia să vedem ce scrie pe bilețelul ăsta. Distracție plăcută la petrecerea ta, scumpă. Sunt sigură că te vei distra de minune, mai tare decât mă voi distra eu și Rebecca la mătușa. Să faci poze! Când te întorci de la petrecere, ți-am lăsat niște sărmăluțe în frigider. Eu și Rebecca ne vom întoarce în câteva zile. Crăciun fericit, dragă! Nu se poate, au plecat fără mine. Acum va trebui să-mi petrec Crăciunul singură în casă. Toți ceilalți au făcut planuri și pe mine nu m-au invitat, că nu știau că o să fiu singură de Crăciun. Și acum ar fi ciudat să mă invit la ei acasă. Uf. Bună, Daria! Crăciun fericit! Ce mă bucur că ai venit! Mi-ai adus și cadou! Bineînțeles că ți-am adus! Văd că și tu ai pregătit un cadou pentru mine! Ce relaxant e la tine acasă! Abia aștept să ne uităm la filme de Crăciun! Să bem un ceai cald cu scorțișoară și să mâncăm cozonacul făcut de bunicile noastre. Super! Ia să văd ce mi-ai adus, Daria! Poftim, ia cadoul și dă-mi-l pe al meu. Wow, nu vine să cred! Mi-ai luat aceeași pătră pe care ți-am luat-o și eu! Nu vine să cred! Noi chiar gândim la fel! Oare ce face Angela acum? Probabil se distrează și mănâncă tot felul de bunătăți selecte la petrecerea ei. Oare ar trebui să o sunăm și pe ea? Eu am pregătit un cadou și pentru Angela, dar cum e la petrecere, probabil n-are timp de noi acum. Oare ar trebui să mergem să-i dăm mamei ei și să-i dea mama ei când se întoarce ea de la petrecere? Ce spui, Daria? Da, ar fi o idee bună! Ne scăpăm și noi de cadou, nu mai avem grija lui, iar mama ei cu siguranță îl va da. Hai să mergem atunci! Deci nu-mi vine să credă, am ajuns să iau masa de Crăciun singură. Nu mai are sens să o deranjez pe mama, să-i zic să se întoarcă după mine, să mă ducă la mătușa. Nu vreau să-i stric și ei Crăciunul. Acum dacă am terminat de mâncat, nu știu ce o să fac. Mă duc să mă uit singură la un film de Crăciun cu alții care stau în familie și se bucură unii de prezența celorlalți, iar eu mă bucur de prezența mea în casă. Bine că am ajuns, Daria, nu vine să cred că de departe locuiește Angela. Nu avem nici autobuze pentru că e Crăciunul și a trebuit să mergem pe jos. Noroc că avem pătricile astea care ne țin atât de mult de cald. Să sperăm că mama ei va fi acasă. Bine, Daria, bate tu la ușă. Bine, o să-i spunem mamei Angelei că îi urăm Crăciun fericit și că dorim să-i dăm acest cadou pentru Angela în momentul în care va veni de la petrecerea ei luxoasă. Cineva bate la ușă? Probabil e doar în imaginația mea, că n-are cine să mă caute pe mine ziua de Crăciun, sunt atât de singură. Ce-i cu voi aici? Nu erați la Crăciunul vostru relaxant, în pijamale? Angela, ce-i cu tine? Nu erai la petrecere? Arăți oribil!
nevoie de ajutorul nostru? E totul în regulă? A venit să-ți aducem un cadou, dar noi credeam că ești la petrecere, așa că eram sigură că o să o întâlnim pe mama ta. Acum că te-am întâlnit pe tine, poftim, ăsta este cadoul din partea noastră. Mulțumesc pentru cadou. Angela, de ce plângi? Vreți să intrați? Măcar 5 minute să nu fiu singură de acest Crăciun. Vă pun niște cereale. Mulțumim. Cerealele de obicei nu sunt în meniu de Crăciun, dar mulțumim. Cum de nu ești la petrecerea Ninei? Cea mai grozavă petrecere din oraș cu oameni importanți? Ce s-a întâmplat? Ei bine, Nina a răcit și n-a mai putut merge la petrecere. Iar mama a plecat fără mine la mătușa și m-a lăsat singură acasă. Dar de ce a plecat fără tine? De ce nu te-a luat și pe tine? Pentru că i-am zis mamei că nu aș merge nici ruptul capului la mătușa și la verișoara. Că eu merg la petrecere. În timp ce vorbeam cu Nina la telefon, mama a plecat cu sora mea. Ele cred că eu mă distrez acum la petrecere, dar am rămas singură. Și sunt atât de tristă. Angela, de ce nu ne-ai sunat pe noi? Ai fi fost invitată la noi acasă și noi suntem singure. Părinții s-au dus în vizită la rude și la prietenii lor de familie, iar eu și Daria stăteam și ne uitam la un film. Pentru că m-am lăudat atâta că o să merg la petrecerea aia luxoasă. Voi v-ați făcut deja planuri fără mine. Mi-a fost rușine să mă invit la voi acasă. Angela, Crăciunul nu e despre petreceri luxoase și planuri cu oameni importanți. Nu e nici despre mâncare sau despre cadouri scumpe. E despre timp de calitate petrecut cu oameni alături de care ne simțim bine. Iar tu ești importantă pentru noi. Ar fi trebuit să suni, dar nici acum nu e târziu. Ce zici? Vrei să vii la noi acasă? Ar fi mult mai interesant dacă ai venit și tu. Să nu mai zic că ai primit și tu o pătră identică ca asta, roz. În serios? Pătrele alea chiar par confortabile. Bine, păi atunci dați-mi pătura că o să vin. Și la ce film ne uităm? E un film care se numește Home Alone. Adică singura acasă. Eu și mama ne-am uitat foarte des la acest film și ei sunt mai multe părți. Noi acum o să ne uităm la partea 1. Singura acasă? Sună interesant. Deci nu sunt singura care a rămas singura acasă de Crăciun. Așa e, Angela. Numai că personajul ăsta trece prin mai multe situații neplăcute. Tu ai avut noroc că nu te-au atacat hoții. Stai să vezi ce le face hoților. Ia să vedem ce le face hoților. Eu eram mult mai inteligentă decât ăsta. Eu le-aș fi făcut mult mai multe hoților.